Primăria Municipiului Călăraș va efectua în perioada 5-8 august 2020 un nou tratament de combatere a țânțarilor și căpușelor, atât prin aviotratament cât și terestru pe raza Municipiului Călăraș. Tratamentul avio se va efectua în intervalul orar 6-11, iar cel terestru între orele 20-26 dimineața, în funcție de condițiile atmosferice, fiind posibilă prelungirea perioadei. Substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru produse biocide. Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare pe rază municipiului Călăraș, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.